cadrul târgului Tinimtex, am considerat că este necesar să organizăm o prezentare de modă, astfel încât să putem să prezentăm tendințele modei românești și cele internaționale. O modă care se regăsește la producătorii români și la colecțiile pe care ei le-au pregătit pentru primăvara-vara anului 2013. Inițiativa de a organiza aceste prezentări de modă este sau subliniază dorința organizatorilor Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța de a încuraja latura de contractări a târgului Tinimtex, în sensul de a stabili noi contacte între producători și comercianții care vin și vizitează târgul și încheie, deci, noi colaborări prin intermediul acestui eveniment. Pentru prima oară după o lungă perioadă de absență, s-au organizat aceste prezentări de modă care aduc un plus de valoare odată târgului ca și manifestație de gen, dar în același timp au putut să facă legătura mult mai ușor între expozanți, între producători și comercianți, că până la urmă târgul este organizat pentru aceste contractări. Și s-a văzut clar că producătorii români respectă toate trendurile modei internaționale. Tinimtex are 4 ediții anuale în februarie și ne-am întâlnit și atunci, în mai, în septembrie și în noiembrie, ediția de cadouri. Ne pregătim, deschidem sezonul cumpărăturilor de iarnă la Tinimtex. Și în această ediție avem peste 200 de firme participante, dintre care peste 75% sunt producători români. Bucuria mare este că peste 12% dintre participanți sunt firme noi, venite la prima participare la târg, ceea ce, pe fondul crizei economice care, mă rog, caracterizează întregul mediu de afaceri, este un succes pentru noi și îl înregistrăm de la ediție la ediție. Acest procent crește de la ediție la ediție de firme noi participante la târg. În această ediție am reactualizat ceea ce Zina Dumitrescu făcea în trecut la Tinimtex, acestele prezentări de modă cu ținute ale producătorilor români, care subliniază tendințele cele mai actuale cu care ei vin și le prezintă în colecțiile de la târg. Și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este că am văzut că s-au remarcat prin o coloristică foarte bogată, prin materiale fluide, s-au folosit voaluri, mătăsuri, bumbacu elastan, dantela, iară, care își menține se menține la nivelul modei internaționale și, de asemenea, mi-a plăcut foarte mult că s-au regăsit detalii de genul accesorii cu cristale, cu paiete. De data aceasta, la Tinimtex, pe lângă o linie casual spre elegant, s-a regăsit și la unii producători români o linie elegantă, chiar concepută pentru ocazii speciale. Ne propun rochii foarte elaborate, lucrate, eu știu, pe lucrătură manuală. De asemenea, au fost și firme care și-au prezentat costume pentru bărbați, de la sport casual până la elegant, până la costumul de ginere. Eu am venit de data aceasta tot cu o colecție casual, ușor spre elegant. Îmi plac hainele să fie purtabile, să fie legere, să aibă un preț atractiv, să fie cât mai colorate, să poată fi purtate atât de generația tânără cât și de cea matură. Și pe lângă colecția de femei, am și o mini-colecție pentru bărbați, care se axează foarte tare pe cămăși și tricouri. Și una dintre întrebările care mi se pune foarte des este aceea: unde este cămașa cu mânecă scurtă? Și încercăm să le facem, ca să zic așa, educația stilului vestimentar, că nu se mai prea poartă cămașa cu mânecă scurtă pentru că nu se folosește cu sacou. Cămașa cu mânecă scurtă te face să te bronzezi cu mânecuță, pe când cămașa cu mânecă lungă este mai elegantă, dar dacă vrei să fie mai sport,
ți-ai suflecat mânecile și cu asta basta. Mai trebuie să mai lucrăm la acest tip de educație, bărbații sunt așa, dar oricum, din gama de cămăși pe care eu o propun, o să vedeți tot așa, culoare, culori pastelate, pătrățele, dungi și un croi de la slim până la regular. Cam asta este.